Neemia, capitolul 1, începem de la versetul 1, pagina Sfânta Scriptură 497, Neemia, capitolul 1, de la versetul 1. Istorisirea lui Neemia, fiul lui Hacalia, în luna Chișleu, în al 20-lea an, pe când eram în capitala Susa, a venit Hanani, unul din frații mei și câțiva oameni din Iuda. I-am întrebat despre iudeii scăpați care mai rămăseseră din robie și despre Ierusalim. Ei mi-au răspuns: cei ce au mai rămas din robie sunt acolo în țară, în cea mai mare nenorocire și ocară. Zidurile Ierusalimului sunt dărâmate și porțile sunt arse de foc. Când am auzit aceste lucruri, am șezut jos, am plâns și m-am jelit multe zile. Am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor și am zis: Doamne, Dumnezeul cerurilor, Dumnezeul mare și înfricoșător, Tu care ții legământul Tău și ești plin de îndurare față de cei ce Te iubesc și păzesc poruncile Tale, să ia aminte urechea ta și ochii să-ți fie deschiși. Ascultă rugăciunea pe care ți-o face robul tău acum, zi și noapte, pentru robii tăi, copiii lui Israel, mărturisind păcatele copiilor lui Israel, păcatele făcute de noi împotriva ta, căci eu și casa tatălui meu am păcătuit. Te-am supărat și n-am păzit poruncile tale, legile și orânduirile pe care le-ai dat robului tău Moise. Adu-ți aminte de cuvintele acestea pe care le-ai dat robului tău Moise să le spună: când veți păcătui, vă voi răsipi printre popoare, dar dacă vă veți întoarce la mine și dacă veți păzi poruncile mele și le veți împlini, atunci, chiar dacă veți fi izgoniți la marginea cea mai depărtată a cerului, de acolo vă voi aduna și vă voi aduce iarăși în locul pe care l-am ales, ca să cunoască numele meu acolo, ca să locuiască numele meu acolo. Ei sunt robii tăi și poporul tău pe care l-ai răscumpărat prin puterea ta cea mare și prin mâna ta cea tare. Ah, Doamne, să ia aminte urechea ta la rugăciunea robului tău și la rugăciunea robilor tăi care vor să se teamă de numele tău. De astăzi izbândă robului tău și fă-l să capete trecere înaintea omului acestuia. Pe atunci eram paharnicul împăratului. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Ilie a fost un om care a fost plin de râvnă. În râvna lui pentru Dumnezeu și ceea ce a făcut pentru Domnul și în slujirea pe care a adus înaintea lui Dumnezeu, a avut un moment de cumpăn în viață în care a rămas dezamăgit. Deși dezamăgirea lui l-a condus la cuvinte pe care le-a exprimat încât nu și-a mai dorit să trăiască. Și a văzut neputința vieții și a zis: Doamne, nu sunt mai bun decât părinții mei, n-are rost să mai trăiesc. În vremea care trăim noi, am putea să o numim lucrul acesta depresie. Dar totuși, în întristarea pe care a purtat-o el, o întristare de moarte, Biblia spune că s-a făcut ascultător și l-a ascultat pe Dumnezeu până la capăt, la capătul vieții lui, până când Domnul l-a luat la cer. N-a abandonat. Să știți că cea mai mare problemă pentru un om care ajunge în întristare este să abandoneze, să se lase. N-are rost, nu merită, a fost în zadar. Biblia spune că Ilie și-a continuat drumul pentru că a știut că cu Dumnezeu e mai bine să rămâi chiar și în întristare. Privind la noi, dragilor, ne place să auzim că sunt oameni care mijlocesc. Ne plac oameni care se roagă pentru noi, care se roagă pentru lucrarea lui Dumnezeu. Ne plac oameni care plâng în rugăciune. Ne plac oameni care au pasiune pentru lucrarea lui Dumnezeu. Ne plac oameni care se interesează de necazul nostru. Vizitasem în urmă cu câteva zile o familie care trece printr-o încercare mare. Soția acestui frate slujitor are metastază. Este foarte gravă. Și spunea omul acesta: am ajuns și eu în momentul acela de întristare în care am vrut să abandonez tot. Dar că mi-am văzut frații din adunare că au pus umărul, le-au păsat, au început să plângă. Unii au dus bilete prin alte părți să se roage alte biserici pentru cauza mea, m-am îmbărbătat și am zis: mai merită. Dacă mai sunt oameni care mijlocesc și le mai pasă de mine și de familia mea, mai merită. Ne plac oamenii care știu să dea un sfat bun și sunt gata să dea un sfat bun. Dar, dragilor, există două lucruri în viață: oameni cărora le pasă și oameni cărora le pasă în alt mod. Fiecare dintre noi în viața aceasta avem pasiuni. Și pasiunile acestea le numim hobby. Unul are o pasiune extraordinară de a pescui și îl vezi duminica că merge la pescuit, că e timpul lui liber. Altul are o altă pasiune și fiecare dintre noi
din pasiunea aceasta face un ideal și din idealul acesta, pentru idealul acela, militează. Spunea fratele Nicu că credința, dragostea ne unește, religia ne prăște. Unul înțelege că a fi ortodox să e copilul lui Dumnezeu și din ortodoxie face un ideal și militează pentru idealul acela. Altul din sâmbătă face veșnicia, mântuirea și spune, frate, dacă nu ții sabatul, nu ești mântuit, sabatul te mântuiește. Vedeți, pasiunea omului face un ideal și idealul acela militează pentru lucrul acela. Unii oameni mor pentru un scop în viață care oricum e efemer, totul e efemer. Scrie despre el un articol în ziar, a fost omul acela care toată viața lui, 70 și ceva de ani, a cântat, a pus suflet în cântare. A fost extraordinar, pe scenele lumii s-a ridicat, când cânta el, se adunau zeci de mii de oameni și l-aclamau și l-ascultau. A scris referitor la el, a fost un om extraordinar. Și că durează o lună, două și apoi ziarele nu mai scriu despre el. Oamenii uită. Există un moment de reculegere când cineva a făcut un lucru extraordinar, a fost președintele țării și moare. Parlamentul, în ziua în care moare președintele țării, au 5 minute de momente de reculegere. Se ridică în picioare, stau liniștiți, gândindu-se poate că urmează să mănânce o mâncare bună, dar stau acolo liniștiți. Un moment de reculegere. Și aceasta le pleacă. Alții tineri vor să se afișeze, se pun pe Instagram, să culeagă like-urile. Și alea sunt tot trecătoare. E o pasiune. E o pasiune a oamenilor care fac din lucrul acesta un ideal. Ce m-a băgat băiatul acela în seamă. O, cât m-am silit să mă bagi băiatul acela în seamă. Te-a băgat o lună, două, jumătate de an, s-a săturat de tine și te-a lăsat. Asta este o pasiune pe care oamenii o fac pentru ei, dar este trecătoare. Există o altfel de pasiune de care Biblia ne spune că este o cauză nobilă, dar prea puțin îmbrățișează, pentru că nu oferă ceva vizibil, ceva frumos. Și Biblia spune că acolo unde este comoara voastră să fie și inima. Unde? În cer, unde zice că molia nu ajunge la haine, rugina nu pătrunde, banii nu se devalorizează. Comoara care rămâne veșnic. Și pentru lucrul acela, Dumnezeu în Sfânta Scriptură ne cheamă și spune, îmbrățișează pasiunea aceasta, binecuvântarea. Că omul care îmbrățișează o cauză ca aceasta nobilă, să facă din viața lui o viață care dăinuie, o comoară care dăinuie în veșnicie, nu aceasta pământească, primește și binecuvântare pe pământ. Dar, dragilor, binecuvântarea aceasta nu este deseori ceea ce o numim noi, să ai de toate, ci este ceea ce spune Scriptura în Matei, capitolul 5, versetul 11. O binecuvântată cruce! O cauză nobilă! Ia ascultați ce spune, ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii ce vor face? Vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Versetul 12. Bucurați-vă și veseliți-vă, binecuvântate cruce, nu? Când îmbrățișezi crucea aceasta care nu-ți aduce decât o cară, rușine, că te-ai pocăit și te-a dat patronul afară, ce n-am nevoie de tine. Trebuia să fii aici întotdeauna, trebuia să fii omul care să minți, trebuia să fii omul acela care să știi să jonglezi. Dar tu ai îmbrățișat o cruce care îți aduce o cară pentru că nu mai ești ca ei, ești diferit. Și Biblia vine și spune că îți aduce mult o cară, spune versetul 12. Bucurați-vă și veseliți-vă, că-i binecuvântare, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Este mare în ceruri. Omul care îmbrățișează pasiunea aceasta are nevoie, are parte de o binecuvântare care ține o veșnicie, care durează și pe pământ și dincolo. Dragilor, mă întreb și m-am întrebat și pe mine și pe dumneavoastră, mai sunt oameni care vor să îmbrățișeze crucea aceasta? Spune Biblia că Neemia era în Babilon, în Europa, în imperiul care conducea o grămadă de țări, era întins. Împăratul din Babilon era vestit pentru că imperiul era mare, bogăție mare. Și acum Neemia nu era un om acela care măture la curtea împărătească, da? Omul care era cu mașina ca să facă curățenie. Știți cine era Neemia? Mâna dreaptă a împăratului. Era omul care îi punea vin în mâna lui, mâncare. Gusta el prima dată să nu fie otrăvită. Și viața împăratului era legată de omul acesta. Împăratul nu gusta niciodată înainte ca să guste Neemia. Și dacă Neemia gusta și spunea, împărate, poți să mănânci, omul acesta avea încredere, împăratul avea încredere în Neemia, că poate să mănânce și nu pățește nimic. Era mâna dreaptă a lui.
Era omul pe care se baza viața împăratului. Și se uită Neemia la el, se uită la frații lui, se uită la cei care erau robi. Erau de 90 de ani deja. O rămășiță din cei care erau în robie, rămăsese la Ierusalim. Puțini oameni, 90 de ani trecuse. Și Neemia întreabă pe frații săi după ce s-au întors din Iuda, din Ierusalim, și a întrebat de sănătate, i-a întrebat ce ați mai văzut pe acolo. Și frații aceștia exclamă ceva extraordinar, zice: am văzut pe frații noștri care sunt acolo. Deci o duc rău. Ei sunt robi acolo în țară, în cea mai mare nenorocire și ocară, zice. Zidurile sunt rămate, templul nu este, porțile sunt arse de foc. Totul e un nimic, zice, totul e o ruină. Și Neemia s-ar fi gândit: mă, bine o duc la împărat, am niște bani puși deoparte, că doar avea și el salar. Trimit și eu niște bani la frații din Ierusalim, să se descurce ei, că sigur au un comitet și o biserică, și rezolvă ei cumva. Și ce face Neemia? Putea să facă asta și nimeni nu-l condamna. Putea să stea liniștit, zice, trimit ceva, am rezolvat-o. Eu sunt un om aici, am un prestigiu, nu pot să-mi las confortul. Împăratul are nevoie de mine. Viața mea la curtea împărătească e rang, e titlu, e carieră, nu pot să-mi o las. Am muncit probabil ani de zile să ajung aici. Prin înțelepciunea mea mi-am făcut cariera aceasta, nu pot să o las. Cum să o las? Dar ce răsplată mai am eu? Sau cum să mă lase împăratul? Și ce spune, Scriptura despre el? Omul acesta face ceva extraordinar. Ceva ce m-am gândit dacă aș putea să fac eu sau dumneavoastră. Versetul 4. Când am auzit aceste lucruri, am șezut jos, am plâns și m-am jelit multă vreme. Apoi am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului Cerului și s-a născut în el o pasiune extraordinară, o pasiune deosebită. Știți care a fost pasiunea lui? A fost atât de mare încât omul acesta schimbă confortul cu o mistrie care îl duce la Ierusalim să zidească zidurile. Care dintre noi ar schimba confortul acesta din zidurile acestea bune? Aer condiționat, lumină, scaune confortabile care au fost tapizate nu de mult. O mochetă pe care poți să-ți pleci genunchii și nu te dor atât de tare. Să te duci în Africa, dau un exemplu de Africa, unde n-ai lumină, am pe cineva acolo unde are o colibă și acum vrea să-și construiască o casă. Știți care e casa? A zis către mine: măi Ionuț, am niște bani puși deoparte, vreo 2000 de lei, și cu 2000 de lei încep casă. M-am gândit, ce poți construi cu 2000 de lei? Și dacă am niște ziduri din pământ, e mai mult decât niște ziduri din Trestia. Unde n-ai nimica, să lași confortul de aici, la 30 și ceva de ani să mergi acolo. Dragilor, pentru lucrul acesta înseamnă că trebuie să ai pasiune. Înseamnă că trebuie să te doară, înseamnă că trebuie să fii un foc lăuntric care să ardă. Omul din spărtură, care schimbă confortul cu mistria, nu e un om oarecare, este omul căruia îi pasă. Spune el în versetul 4, am plâns jos, m-am jelit, și începe cu ceva deosebit. Am plâns, durerea l-a cuprins. S-a plecat acolo înaintea lui Dumnezeu și probabil că a plâns puțin sau mult. Biblia spune că zi și noapte s-a rugat. Probabil că avea momentele lui în care venea înaintea lui Dumnezeu și spunea: Doamne, ai milă, trimite-mă, fă ceva din mine, că aici am pierd viața. E bine, ți-o duc bine, dar nu vreau, mă gândesc la frații mei care sunt în ocară. Mă gândesc la oamenii care merg în iad. Mă gândesc la oamenii care pierd. Și eu stau liniștit. Omul acesta și-a pus sufletul și inima înaintea lui Dumnezeu și o durere l-a cuprins, o durere nemaipomenită. Singurul pe care a mai găsit cu astfel de durere e însuși Domnul Iisus Hristos. Uitați-vă la mormântul lui Lazar. Domnul vine, intră în Betania și vine una din surorile lui Lazar și Biblia spune că a plâns înaintea Domnului și a zis: Doamne, dacă ai fi fost aici, Lazar n-ar fi murit. Și ce spune Biblia despre Domnul Iisus? Cel mai scurt verset din Biblie. Iisus plângea. S-a înfiorat în duh și n-a mai putut să fie altcumva decât să plângă. Durerea l-a cuprins atât de tare. În Evrei, capitolul 5, versetul 7, spune Biblia că s-a rugat cu strigăte mari și cu lacrimi. Un om al durerii. Un om care plânge pentru Ierusalim. Că îl vede în cea mai mare nenorocire și spune: a fost momentul cercetării tale și n-ai luat seama. Durerea l-a cuprins pe Domnul și a experimentat durerea, plânsul. Știți ce face plânsul cu ochii noștri? Să știți că nu face rău. Spală ochii atât de bine încât poți vedea. Spune Biblia că David a ajuns la Țiclag, a văzut totul ars, copiii, nevestele, nu mai erau nimica, poporul care era cu el. Și spune Biblia că David a plâns până n-a mai putut să plângă.
Și după ce a plâns până n-a mai putut să plângă, se ridică David cu ochii, îi șterge și dintr-o dată se înviorează și spune Biblia că David s-a îmbărbătat pe Dumnezeu. Și a chemat preotul și a zis, adu-i efodul, să întrebăm pe Dumnezeu ce să facem. Dar până atunci a fost un dezastru. Plânsul nu face rău. Plânsul luminează ochii unui om și îl face să se apropie de Dumnezeu. Știți de ce? Că înțelege cât e de trecător. Din ucenicii Domnului Iisus, sau din ucenicele Domnului Iisus, singura care a plâns la mormânt când Domnul înviase a fost Maria. Știți că singura dintre toate a avut cea mai frumoasă revelație? În care Domnul se arată ei personal și spune, Marie, de ce plângi? Dragilor, plânsul îl face pe om să se apropie de Dumnezeu, face ochii buni, pentru că vede mai bine. Omul acesta plânge, omul acesta se jelește. Jelirea e mai mult decât un plâns, că înseamnă tânguire. Înseamnă că e o durere îndelungată. Nu-i numai aceea de moment. Ai plâns poate 5-10 minute în rugăciune sau poate într-un moment de cercetare. E o durere care te mistuie și trecând în orele care vin și în ziua de mâine și în săptămânile care vin. E o durere îndelungată de tânguire. Te doare, te doare, te doare. Pentru că jelirea înseamnă zdrobire. E inima aceea care e zdrobită de necaz, de suferință. Găsesc pe paginile Sfinte Scripturi un om care a făcut asemenea. Spune în Iosua în capitolul 7, versetul 6, că Iosua împreună cu oamenii care erau acolo și-au rupt hainele, s-au aruncat cu fața la pământ și-au plâns până unde? Iosua capitolul 7, versetul 6. Și-a sfârșiat hainele, s-a aruncat cu fața la pământ până seara. Nu știu ce oră o fi fost, dar îmi imaginez că nu era amiază, era destul de dimineață. Și Biblia spune că s-a aruncat cu fața la pământ, a stat înaintea Domnului într-o tânguire nemaipomenită, până seara. Probabil că n-a mai contat orele, timpul, ce era acolo, până când Dumnezeu a venit și i-a vorbit lui Iosua și a zis, ridică-te în picioare, de ce stai jos? Tânguirea e o durere îndelungată, care îl face pe om să sufere într-un mod mai îndelungat. Nu-i doar un moment. Și mă uit la omul acesta că s-a tânguit, s-a jelit multă vreme. Spune în Isaia, în capitolul 37, versetul 1, despre un alt împărat care a făcut lucrul acesta. Versetul 1, când a auzit împăratul Ezechia cuvintele acestea, și-a sfârșiat hainele, s-a acoperit cu un sac și s-a dus în casa Domnului. A trimis pe Eliachim, căpetenia casei împăratului, pe Șebna, logofătul și pe cei mai bătrâni dintre preoți, acoperiți cu saci la prorocul Isaia, fiul Amos, și au zis, așa vorbește Ezechia, ziua aceasta este o zi de necaz, de pedeapsă și de ocară. Copiii sunt aproape să iasă din pântecele mamei lor și totuși mamele n-au putere să nască. Dădea aici o pildă și spunea, e un necaz atât de mare, încât toată ziua suntem în tânguire, în jelire. E o durere bine mai pomenită. Dragilor, în fața unei dureri, haina nu mai contează, că e haină împărătească sau de Armani sau de Gucci sau de ce o fi, nu mai contează. În fața unui necaz nu contează ce mașină conduci, aia de 10.000 de euro, de 5.000 sau de 200.000. Și ce a zis Steve Jobs înainte să moară? Mi-a trebuit ani de zile să înțeleg că aceeași mașină de 10.000 de euro și aceeași mașină de 500.000 de euro te duc în același loc. Dar e prea târziu. În fața unei dureri nu mai contează nici titlul, că ești primar, că ești președinte, că ești oricine ai fi. Pălesc toate, toate pălesc. Când moare cineva drag din familie, și primarul, și polițistul, și cine mai fi în viața aceasta, și cel bogat, și cel miliardar, și cel sărac, plânge la fel, că-l doare. Durerea, când îl cuprinde pe om, statutul nu mai contează. Dar, dragilor, durerea îl face pe om să realizeze că este uman. Că este uman. Am citit despre un mare evanghelist în anul 1560, a trăit în Scoția. Omul acesta era un om care avea o pasiune extraordinară, o pasiune care l-a condus până la o durere delungată, la jelire, la plâns, la lacrimi. Celebra frază pe care el a folosit-o în rugăciunile sale mulți ani, mult timp, și în închisoare, și în închiziție, peste tot unde a fost, și în rugăciunile sale care îl devorau extraordinar de durere, striga și spunea, Doamne, dă-mi Scoția să o mântuiesc sau mai bine mor.
Despre el, paginile istoriei spun că regina catolică, Maria Stuart, a spus despre el: mă tem de John Knox mai mult decât o armată de 20.000 de soldați. Când se ridica omul acesta să predice cuvântul lui Dumnezeu, predica cu înflăcărare, vorbea împotriva păcatului și nu-i păsa. A avut mult de suferit. Dar în rugăciunile sale avea o pasiune extraordinară și spunea: Doamne, dă-mi Scoția, iar dacă nu, ia-mi viața. Trăia pentru oameni. Trăia pentru ei, pentru că vroia să fie mântuit. Înainte să plece din lumea aceasta, a strigat tare și a zis: trăiți pentru Hristos, trăiți pentru Hristos, pentru că atunci trupul nu mai are motive să se teamă de moarte. Pe piatra lui funerară a fost scris: aici zace omul care niciodată nu s-a temut de o față de Lot. El a fost gata să stea în picioare când alții stăteau jos. Știi de ce? Pentru că a știut să stea pe genunchi, să plângă. Avea o pasiune extraordinară. Pasiunea aceasta l-a condus să stea în post, spune Biblia despre Neemia. A plâns, s-a jelit și apoi a postit. Oamenii care au avut pasiunea aceasta să vadă mântuiți, spune Biblia despre Moise că a postit 40 de zile de două ori. Despre Domnul Iisus spune Biblia că a postit și el 40 de zile. Ilie a postit 40 de zile, mergând până în locul în care Dumnezeu a spus. 40 de zile și 40 de nopți. E o jertfă extraordinară. Când ai astfel de pasiune, te pui să te jerfești. Spune la un moment dat apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 11, omul acesta care l-a durut pentru frații săi. 2 Corinteni, capitolul 11, cu versetul 29, spune așa: cine este slab și să nu fiu și eu slab? Cine cade în păcat și eu să nu ard? Îl durea pe Pavel și omul care cădea în păcat și cel care e slab și cel care nu mai venea la adunare și cel care căuta alte lucruri, îl durea, plângea, se tânguia rugăciunile sale, pentru că avea o pasiune care îl frământa. În Ezechiel, capitolul 22, versetul 33, spune Dumnezeu: caut un om, un singur om. Omul acesta nu trebuie să fie păstor, omul acesta nu trebuie să fie prezbiter, nu diacon, nu președinte, nu cine știe patriarh din viața aceasta. Caut un om, spune, ca să stea spărtură, să mijlocească pentru Ierusalim și voi ierta Ierusalimul. Și de atunci sute de ani Dumnezeu a căutat și n-a găsit. Știți unde l-a găsit? Îmbrăcat într-o haină, cu o culună de spină în fața lui Pilat. Face Pilat cea mai mare prorocie din istorie și spune: iată omul, iată omul. Și Dumnezeu se uită la el și spune: cu adevărat am găsit în el, fără vină, fără păcat. Își duce mâinile să fie răstignit, ca ceilalți să fie iertați. El neprihănit. Și Dumnezeu a iertat o lume, nu numai un Ierusalim. Pentru că a găsit un om care avea pasiune. Știți cum s-a rugat Domnul Iisus? Depărtează paharul, nu voia mea, ci voia ta să se facă în viața mea. Pentru că vreau să fiu turnat ca o jertfă, zice. Trupul meu să fie ca o jertfă adusă înaintea lui. Și așa a fost. Dragilor, mă întreb, mai sunt oameni în Peniel cuprinși de această pasiune, care să mai ardă, care să-i doară, să facă voia lui Dumnezeu în orice vreme, să aibă focul acesta care să-i mistuie, să aibă gata, disponibilitatea să fie gata. Există multe cauze care ne pot cuprinde: timiditatea, confortul personal, liniștea pe care o avem, să facă alții, nu eu. Dumnezeu are nevoie de tine, nu de ceilalți. Dacă ar avea nevoie de ceilalți, ar chema, dar are nevoie de mine și de dumneata. Dar știți ce nu înțelegem noi? Când corabia vieții noastre se umple de pește și toate lucrurile merg bine, nu înțelegem că e Domnul. Spune Biblia că era Ioan, Petru și cu ceilalți ucenici pe Marea Tiberiade, pe Marea Galilei, l-a pescuit. Toată noaptea s-au trudit și n-au prins nimic. Dimineața cineva de la țări a zis: copii, aveți ceva de mâncare? Nu mai citesc, doar vă aduc aminte. Și unul dintre ucenici spune: n-am prins nimic. Și Domnul spune: aruncați mreaja în partea dreaptă. Și au prins o mulțime de pești încât n-au putut să o tragă. Și este unul dintre ucenici: mă, Petre, nu e iscusița noastră. Ani de zile ne-am ruptat. Uite, toată noaptea ne-am trudit să prindem cu... Și erau pescari de meserie. Toată noaptea ne-am trudit. Noi știm unde stă peștele, noaptea, unde se ridică. Noi suntem de meserie. Toată noaptea ne-am trudit și iscusința noastră a fost zero. O, zice, peștii ăștia nu-și ai noștri. E Domnul. Ne-a umplut corabia.
Și ce nu înțelegem mulți dintre noi când corabia vieții noastre e cuprinsă de binecuvântare? Uităm că e Domnul. Ce ne credem noi scusiți? Dacă am înțelege că tot ce avem e doar Domnul și tot ceea ce ne-a dat e doar Domnul, iar viața merită să fie cuprinsă de pasiunea pentru Hristos, am spune și noi ca Ioan, e Domnul care ne-a oprit, care ne-a umplut corabia de pește. E Domnul care în fiecare dimineață îți pune pâinea pe masă. E Domnul care îți dă sănătate. E Domnul care îți dă haine. E Domnul care te-a lăsat să mai ai pace în România. E Domnul care îți dă putere să mai alegi la casa Domnului. E Domnul. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și dacă e Domnul și ne-a oprut corabia, același Dumnezeu ne cheamă și spune, ești gata? Ești gata să lași confortul? Ești gata să lași totul și să-ți pui inima la dispoziția mea, viața, sănătatea, tot ce ai? Omul care stă în spărtură e omul căruia-i pasă. E omul care se vede vinovat și nu vede vinovat. E omul care se vede vinovat, deși nu e vinovat, și nu vede vinovați. Spune în versetul 6 că Neemia, după ce s-a rugat și în rugăciunea lui, la un moment dat spune în felul următor, versetul 6, să ia aminte urechea ta și ochii tăi să fie deschiși. Ascultă rugăciunea pe care ți-o face robul tău acum, zi și noapte, pentru robii tăi, pentru copiii lui Israel. Mărturisim păcatele copiilor lui Israel, păcatele făcute de noi împotriva ta, căci eu și casa tatălui meu am păcătuit. Acum, casa tatălui său probabil că au păcătuit, dar el cu siguranță nu. Era nu știu câta generație, după generațiile tatălui său. Dar se ia Neemia și se pune vinovat, spune, Doamne, eu. Și de ce s-a făcut Neemia vinovat, deși nu era vinovat? Pentru că atunci când te faci vinovat, nu vezi alți vinovați. Când nu te vezi vinovat, vei vedea pe ceilalți. El e vinovat, nu merge bine cântarea, ei sunt vinovați. Nu sunt tineri în adunare, ei sunt vinovați. Nu merge bine lucrarea lui Dumnezeu, ei sunt vinovați. Când te vezi pe dumneata vinovat, n-ai să spui ei sunt vinovați. Și vei spune, Doamne, dacă în Peniel nu e propășire, e că eu sunt cel vinovat. Dacă în Peniel nu e puterea Duhului Sfânt aici să se manifeste, este pentru că eu nu sunt plin. Pentru că eu nu sunt plin. Pentru că eu pot să fiu omul care pun numărul să împing la carul Evangheliei sau pot să fiu frâna de la roțile care se învârt. Dar frâna de acolo s-ar putea să se uite la cei care împing și să zică voi sunteți vinovați, că n-aveți putere să împingeți mai tare. N-aveți putere. Neemia se uită la el și spune, eu sunt cel vinovat, eu și casa mea. Avea un dor, dorul acela de a vedea Ierusalimul din nou așezat și se face pe el vinovat și începe o mărturisire, mărturisindu-și păcatele făcute împotriva lui Dumnezeu. Dragilor, omul care se vede vinovat își vede starea. Își vede greșelile, își vede păcatul și începe să-și mărturisească vina înaintea lui Dumnezeu, pentru că omul care se vede vinovat și își mărturisește starea, începe un proces de căință. Și atunci când este un proces de căință, înseamnă o atitudine frumoasă de căință înaintea lui Dumnezeu. Spune el în versetul 7, te-am supărat și n-am păzit poruncele tale. Legile și orânduirile pe care le-ai dat robului tău Moise. Continua un proces de mărturisire și apoi un proces de căință. Întotdeauna, după mărturisirea păcatelor, trebuie să fie un moment de căință. Există pentru cei care sunt născuți în familie de pocăiți sau au ani de pocăință. Au un statut de așa mulți ani în spate. Există un pericol foarte mare, un risc, știți care? Acela de a ne vedea neprihăniți față de celălalt, poate amărâtul acela care a căzut. Și poate e mai nou la pocăință. Sau poate e mai slab. Spune Pavel, pentru cel care e slab și a căzut, nu fiți voi cei care aruncați cu pietre, fiți voi cei care ridicați, că e destul el de lovit de păcatele sale, nu? Există riscul acela de a te vedea prea neprihănit. Dar când ai o atitudine aceea de om care mai greșește, om care mai are slăbiciunile sale, nu? Vei avea și momentul acela de căință și nu vei vedea spre celălalt că e păcătos. Vai de el, zice. Vei vedea spre tine și când îl vei vedea pe el ca căzut, ca păcătuit, vei spune, Doamne, ai milă de el, că nu sunt mai bun. Că altcumva cădem în statutul acela de farisei, de
care a venit cu vameșul la templu și a zis: uite, Doamne, bine că nu sunt ca el, că de eram ca el, vai de el eram, vai de el. Și Domnul vine și spune: vai de tine că nu ești ca mine, că de erai ca mine, erai, era bine, dar te compar cu altul care e mai slab ca tine. În urmă cu cred că o săptămână, eram în zona Bucovinei și l-am întâlnit pe fratele Hozan și la un moment dat spunea fratele Hozan în una din predicile sale, spunea despre o întâmplare pe care eu am auzit-o de multe ori în viața lui, spunând că era tânăr, nu știu exact câți ani avea, dar la un moment dat, fiind la o școală de ucenicie, în locul în care era cazat, la internat, a auzit un zgomot afară și s-a uitat pe geam și a văzut o scenă care i-a întristat cugetul, era o scenă păcătoasă. Și spunea el: n-am păcătuit, doar cât m-am uitat, dar s-a întipărit în mintea mea încât cugetul mi-a fost murdărit. Spunea el: 101 de zile am plâns înaintea lui Dumnezeu și am postit ca Dumnezeu să mă elibereze de starea de păcat care apăsa asupra mea. Am postit în așa măsură, spunea el, încât ochii mi s-au băgat în cap, fața mi-a devenit vânătă, ochii erau pe sub ploapele ochilor, era vânăt. Veneau vecinii să ia apă de la noi acasă, pentru că aveam fântână și aveam apă bună și mai veneau pe la noi și când mă vedeau, fugeau, nu mai luau apă. Spunea: cine știe ce boală are, nu vreau să mă îmbolnăvesc. În așa statură de joasă a ajuns să plâng înaintea Domnului să se căiască, doar pentru o imagine pe care a văzut-o într-un mod involuntar. Și spunea el și m-am gândit foarte adânc: dar vremea în care trăim noi, câte lucruri nu facem și trecem cu vederea, crezând că Dumnezeu e un Dumnezeu care șterge totul, nici nu se uită la noi. E un Dumnezeu atât de sfânt și Duhul Sfânt e atât de sensibil încât nu realizăm uneori că pocăit de 34 de ani, de 50 de ani, trebuie să mai avem și momente de căință pentru faptele noastre. Că am ajuns atât de neprihănit încât ne uităm că noi suntem bine și ceilalți sunt răi. Ăia sunt răi, zice, nu noi. Și ce se întâmplă cu omul care se căiește? Imploră ajutorul. Spune Neemia, versetul 11: ah, Doamne, să ia aminte urechea ta la rugăciunea robului tău, la rugăciunea robilor tăi. Dă astăzi izbândă. O, zice, mintea mea nu va face nimic, strategia mea, planul meu va eșua. Dă-ne izbândă că avem nevoie de tine. Dragi frați și surori, mai avem nevoie de ajutorul Domnului? Mai avem nevoie să ne rugăm să ne vină Domnul în ajutor? Să mai intervină Domnul? Mi-aș dori să avem fiecare dintre noi momente de, hai să spunem, de reculegere înaintea lui Dumnezeu, în care să-mi văd starea și să zic: Doamne, am nevoie de ajutorul Tău. Trăiesc într-o lume plină de păcat și ceea ce se arată, se arată mult mai groaznic. Mult mai groaznic. Trăiesc în mijlocul păcatului, a unui diavol furios întins cu săgeți zi de zi asupra mea și asupra dumitale. Am nevoie de ajutorul Tău. Și când corabia e plină de pește, am nevoie de Tine. Slăvit să fie numele Domnului. Mă apropii de încheiere. Omul care stă în supărtură este omul care face, nu doar vorbește. Care și face și nu doar vorbește. Am întâlnit în viața aceasta oameni care le-am cerut ajutorul rugăciune. Știi ce au zis? Frate, am să mă rog. Și după mai multă vreme, după ce m-am întâlnit, la prea puțin am avut curajul să întreb, numai cei care mi-erau mai apropiați: frate, te-ai rugat? Și ce a zis? Frate, m-am mai rugat. Asta înseamnă că a cam uitat. Există un proverb pe care eu l-am auzit, că promisiunea e mai mare ca datoria. Dacă nu vrei să fii dator, faptul că ai promis, nu promite. Pentru că Biblia vine și ne spune că trebuie să fim oameni de cuvânt. Știți cum a fost Neemia? A fost un om al faptelor. El n-a zis: fac, voi face. Biblia spune că s-a rugat omul acesta cu inimă. S-a dus la împărat și a zis: împărate, vreau să mă trimiți acolo. Vreau să fiu omul acela care să pun omărul, să fac. Domnul Iisus era un om al faptelor. Oamenii s-au uitat la Domnul Iisus și au spus că omul acesta nu e puternic în vorbe, ci e puternic în fapte. Spune despre cei doi ucenici care mergeau în drum spre Emaus. La un moment dat unul din ei a zis: omul acesta, profet, puternic în fapte și apoi în vorbe. Pentru că uneori cuvântul dat valorează mai mult decât să faci.
Spune în Psalmul 15, versetul 4, că dacă ai făcut o juruință, dacă ai făcut o juruință și este în paguba ta, respect-o. El nu-și ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba, în paguba lui. Sunt aici pe scaun, mi-am adus aminte, în urmă cu, cred că un an și jumătate, poate mai bine de un an și jumătate, într-o mare seară, niște frați veniți din zona Olteniei, de la Debuleni, au promis, m-am întâlnit cu ei în oraș, au promis că marți seara vor veni la rugăciune. S-a întâmplat că marți după masă am fost la Timișoara și am prins o aglomerație atât de mare încât am zis, nu mai ajung la ora 7, dar le-am promis la oamenii aceștia că voi fi și eu. Cum să fac? Aveam o durere de cap infernal de mare, abia conduceam. Am călcat-o cât am putut, nu vă pot spune cu cât am mers. Și dacă ajung să am 10 minute să vin în casa Domnului, să mă întâlnesc cu oamenii aceștia, sunt bucuros că mi-am păstrat cuvântul. Am venit un pic mai mult, am prins 20 de minute și m-am întâlnit cu ei. Dragilor, cuvintele noastre trebuie să fie întotdeauna cuvinte. Noi trebuie să fim oameni. Un copil odată l-a întrebat pe bunicul său, bunicul l-a întrebat pe copil, a zis, ce vrei să te faci când vei fi mare? Și copilul a zis, auzi, eu vreau să mă fac aviator. Și bunicul a zis, auzi, înainte de toate să fii om, că din aceștia sunt tot mai rari. Sunt tot mai rari. Cuvântul trebuie să fie cuvânt. Fapte mai întâi și apoi vorbe. Apoi, dragilor, și dacă cuvântul nostru, faptele noastre, se întorc invers, nu ceea ce ar trebui să fie. Biblia spune, fiți alături chiar dacă costă. Chiar dacă costă. Fii alături de cineva în problema, în suferința, în viața lui și dacă nu primești ceva în schimb. Spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 15. Eu zice, bucuros în cheltul din ale mele pentru voi. Și mă cheltui în totul și pe mine pentru sufletele voastre. Dacă vă iubesc mai mult, sunt iubit cu atât mai puțin? Adică el era gata să dea totul și înapoi nu primea înapoi ceea ce... Mi-aduc aminte, în urmă câteva luni, când bunica mea a murit, unul din prietenii mei, prin puținii care i-am, a zis că va veni la priveghi. Acum era în Maramureș, 470 de kilometri și din zona Aradului. M-am pomenit cu el seara la ora 9 că e acolo. Mi-a zis, mă omule, eu am crezut că glumești. 470 de kilometri să vii aici pentru o seară de priveghi, care durează o oră sau o oră, jumate, două ore, cât era slujba, să vii atâta drum. Și ce mi-a zis? Cuvântul e cuvânt. Și am mai străbătut azi 470 înapoi, doar să se țină de promisiune. Și n-am avut cum să răsplătesc. Că a zis, măi, eu am zis că vin, eu nu s-am cerut bani. Eu am zis că vin și cuvântul mi-e cuvânt. Fiți alături de oamenii care... Chiar dacă te costă și nu primești înapoi, spune în Matei și cu aceste cuvinte vreau să-și închei. Spune în Matei capitolul 5, versetul 43. Ați auzit că ți-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău? 44. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăși și rugați-vă pentru cei ce vă supără și vă prigonesc. Versetul 46. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, e cel mai ușor. Ai ce bine e să iubești pe cineva care te iubește. Îți dai tot ce e mai bun din tine. De ce? Că primești înapoi. Ce răsplate mai așteptați? Nu fac așa și vameșii. Dar, dragilor, omul din spărtură va fi omul faptelor. Neemia și-a cheltuit din ale sale. S-a dus, a stat mult timp. Și-a cheltuit din totul, n-a primit nimic în schimb. A primit mult o cardă. Dacă veți citi cartea Neemia, veți vedea mai încolo oamenii care lor ocărăsc și vorbesc de rău. După ce a slujit, după ce și-a pus inimă, după ce a plâns și s-a jelit, a postit, a stat înaintea lui Dumnezeu, înaintea lor mijlocii, a primit altceva. Dar, dragilor, faptele contează mai mult ca vorbele. Mă rog din toată inima ca Dumnezeu să ne ajute să fim oameni din spărtură. Să mai răspundem chemării cerești. Chemarea lui Dumnezeu se aude în mod individual pentru fiecare dintre noi. Fie numele Lui binecuvântat în toate amin.